Așa a fost revigorat în câteva minute parcul CAP din municipiul Lupeni, acolo unde vineri familia liberală a desfășurat o nouă activitate în cadrul campaniei Atelierele Vacanței. Distracția a pornit de la câteva zeci de baloane ce au fost împărțite micuților, însă atracția acțiunii au fost, fără doar și poate, picturile pe față. Numărul copiilor dornici să se transforme în personaje a fost atât de mare încât mai multe doamne liberale, în frunte cu președinta Organizației de Femei din Hunedoara, Eleonora Carmen Hărău, au pus mâna pe pensule pentru a-i picta pe cei mici. Este vorba de activitatea noastră, a doamnelor liberale din județul Hunedoara, ateliere de vacanță. Ideea acestei activități vine din DEVA, de la colegele Organizației Femeilor Liberale din DEVA, mai ales că în DEVA, una dintre prietele noastre este artist plastic. Dar între timp am început să învățăm și noi cum se face. Mi-a făcut mare plăcere să pictez cu mâna mea pisici și prințese. Tigrichea nu știu și nici fluturaș elaborat. În timp vă veți experimenta. Dar o să încerc să învăț și așa ceva. Este un loc care mi este foarte drag. De un an de zile am cabine parlamentară aici. Declicul de a deschide un cabine parlamentar a venit din faptul că am văzut alegerile locale, parțiale, candidatul nostru, domnul președinte Cristian Roșu, a fost la foarte mică distanță de domnul primar Răzmeriță. Cred că oamenii văi trebuie să știe că noi liberalii îi iubim, că pe noi, pe liberali, ne interesează soarta domnilor lor, că nu sunt singuri și că unica variantă PSD-ul pe care au avut-o în vedere mulți ani, aș zice chiar zeci de ani, e cazul să înceteze să fie unica variantă politică. Vrem Valea. Știm precis că putem să facem din Valea Plângerii o Valea Bucuriei și uite bucurie. Ce facem aici. Uite bucurie. Este, dacă vreți, un simbol a ceea ce putem noi face. Pentru Organizația Liberală din Lupeni, astfel de acțiuni au devenit o obișnuință, la fel ca și prezența în municipiu a senatoarei Carmen Hărău. Mă bucur foarte mult că e de mare succes evenimentul pe care organizația PNL face astăzi în Lupeni. După cum ați văzut, sunt foarte mulți copii, foarte mulți părinți care au achesat la rugămintea noastră, la îndemnul nostru. Și mă bucur foarte mult că, în primul rând, că văd zâmbete. Mă bucur că în orașul meu văd zâmbete pe chipul copiilor, văd părinți fericiți care își fotografiază copiii. Asta înseamnă că se întâmplă un lucru bun și sper să avem ocazia să mai repetăm asemenea evenimente în Lupeni. În cadrul acțiunii, femeile liberale au pus bazele unei noi campanii intitulată Să trimitem copiii la școală. Astfel, acum în prag de 9 ani școlar, Organizația Femeilor Liberale va susține din resurse financiare proprii, donații și sponsorizări, echiparea unor școlari pentru începutul anului, precum și burse școlare lunare.